centrare arată bine, o minge care cade în interiorul careului, deși o apărare care se respectă trebuia să rezolve această fază, nu avea voie să lase mingea să cadă. Contraatacul, foarte bună pasa, Dumitru mai departe și este gol! Superbă reușită a lui, Tavi Popescu. Tavi Popescu confirmă că este un jucător magnific. Gol marcat, iată, după mai puțin de 2 minute, la un contraatac școală, o minge jucată doar vertical pe direcția de atac, înspre poartă, un șut minunat al lui Popescu. Într-adevăr, cred că Mihai Stoica nu exagerează când spune că n-a lucrat în viața lui cu un jucător atât de talentat. Iată devierea reușită de Olaru, pasa lui Dumitru și șutul din prima, iar Cristiano nu poate fi decât spectator. Excepțională reușita lui Tavi Popescu, un nume care se impune din ce în ce mai mult. Foarte bine jucat tot contraatacul.